Bună ziua, prieteni, și bine ați venit din nou pe pagina noastră. Acum vreau să fac o prăjitură cu numele de prăjitură Snickers. Pentru asta avem nevoie de 8 albușe de ou, 10 linguri de zahăr, o priză de sare, 250 de grame de nucă măcinată, o linguriță de praf de copt și 4 linguri de făină. Acum separăm albușele de gălbenușe. Dați puțin că îmi trebuie o cană să pun gălbenușele. Gălbenușele o să le folosim la cremă. Dar crema nu o facem acum, dar le punem în frigider. Separăm albușele de gălbenușe. Dacă nu vrea să cadă jos. Așa. Acum punem o priză de sare și punem la robot și batem. Acum le batem bine, bine. Și când ele sunt bătute, atunci punem zahărul treptat. O să vă arăt. Uitați, ele sunt bătute, acum încep să pun zahărul. Punem praful de copt, cât am spus, o linguriță, da, sau un vârf de, așa, de linguriță din asta. Și punem făina. Una, două, trei, patru. Blatul este bătut, de zahărul nu se mai simte, cum se vede arată bine. Uitați! Așa, am amestecat-o bine, bine. Și acum punem-o într-o tavă.
deci eu nu pun în tavă mare, dar nici mică. Deci nu în tava cuptorului, care e prea mare. Chiar n-am ruleta aici, că v-aș măsura tava asta. Ai ruleta aici? Ai avut-o? Hai aici, așa dăm eu. Nu! Haideți să vedem. Deci asta are 28, tava mea, 28x40, deci așa e tava mea. Întindem cât putem de uniform. Și acum o introducem la cuptor. Deci o introducem cam la 180 de grade, cam 20-25 de minute. Între timp, până blatul se coace, noi o să punem la topit 300 de grame de ciocolată albă, punem pe baie de abur cu 2 linguri de ulei. Și după când scoatem blatul din cuptor, punem ciocolata albă peste. Și lăsăm așa până facem mâine sau poimâine când facem cremă. Că nu putem să le facem toate odată, că glazura trebuie să fie rece, ca să nu se separe, să se facă ca un strat pe prăjitură și după aia să punem crema, ce o facem, zice, vine crema de caramel cu alune și după aia deasupra vine încă o glazură, dar de ciocolată. O să vedeți că o să vă arăt cum fac cremele, o să vă arăt Amelca, puteți să puneți albă sau eu am așa ceva, cred că e de la Lidl, da, de la Lidl, așa ceva albă. Sau Milka. Eu pun două Milka și una din asta. Deci 300 de grame de ciocolată. Așa, și acum le pun pe baie de abur. Și gata, blatul s-a copt foarte bine. Când vedeți că se desface de pe hârtie, înseamnă că e copt. Și acum o să punem glazura de ciocolată, peste de ciocolată albă și vă arăt imediat cum fac.
blatul este copt. Acum punem glazură, dar în glazură vreau să pun puțin colorant ca să o facă mai albă. Să iasă în evidență. Așa ea are cam culoarea untului. Pe blatul cald punem glazura. E ok, acum e ok, că ea când se răcește, se mai albește. Asta nu neapărat, numai dacă aveți, nu trebuie neapărat. Și acum o întindem peste prăjitură și o lăsăm așa până facem crema. Ea trebuie să fie tare, noi când punem caramelul, și caramelul trebuie să fie nici rece, nici cald. Deci cam așa trebuie să fie, ca ele să nu se combine, să se facă straturi. Întindem cât de cât uniform. Eu cred că e și adevărat că e scumpă, că e nuca, dar e și cea mai bună prăjitură. Atât, acum o lăsăm la răcit. Revenim cu ea când facem crema. Vă mulțumim!